Educația sanitară este o sarcină exclusivă, în principal, pentru coordonatorii de programe. Dar pentru pacientul internat, noi ne-am gândit la o soluție mult mai simplă, eficientă și mai puțin costisitoare. Aceea de a folosi aparatura existentă în Spitalul Județean, în principal plasmele de la primire, dar și aparatele TV de pe secții, pentru difuzarea unor filme de scurt metraj cu elemente clare de educație sanitară, cu regim alimentar pentru bolnavul cardiovascular, cu regim de prevenție pentru bolnavul diabetic și așa mai departe. Sperăm într-o colaborare între DSP și Spitalul Județean și o implementare cât mai repede a acestui sistem, care se practică cu mare succes în spitalele din calitate, respectiv clinici universitare din capitala României.